Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Începem așadar sezonul de toamnă și îl începem destul de bine pentru că sâmbătă am debutat fericit la handbal, victorie frumoasă a universitarilor suceveni în compania Stelei. Victorie frumoasă, mai ales prin perspectiva publicului, a felului în care s-au întâmplat toate acolo. Ce mai vom povesti la un moment dat, cu mare bucurie, și de acest lucru în, în cadrul acestei emisiuni: când vor veni cei de la, de la handbal alături de noi. De asemenea, debut bun pentru noua echipă de fotbal a Sucevei. Din păcate discutăm momentan de Liga a iv -a, dar probabil că va trebui să plătim și acest tribut sau să uh, rezistăm uh, un an de zile la nivelul acestei ligi pentru a putea uh, mai apoi accede Liga a treia și de ce nu cu promovări succesive așa cum se dorește la uh, Suceava. Uh, și uh, cred că mai avem multe alte lucruri care să ne lăudăm, dar astăzi... Uh, pentru că e unul din pilonii acestei emisiuni, să o spunem pe aia dreaptă, domnul Ciprian Anton, care este și director la Liceul Program Sportiv, de asemenea este și președinte al AGF, are mână bună, să spunem așa, pe ceea ce înseamnă emisiunea noastră, și avem mai multe paliere de unde să ne informăm și să furnizăm informații, știri și nu numai. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Aproape că sunteți invitat permanent, adică aici. Nu aș că să că vă vreo de colegă de-a dumneavoastră să, spune, <laughs> să spuneți lucrul ăsta. Ok. Săptămâna viitoare, de pe cum vă spun, am primit promisiunea lui Dorin Goian că va fi alături de noi și vom vorbi de noul proiect al Suceve, Cetatea 1932. Care a debutat ieri la nivelul Ligii a Patra la fotbal. De unde pornim? Exact de unde pornim? La exact un moment și dat erați acuzat, Dom'le, Ciprian Anton, nu vrea să înscrie echipa <gânt> sucepe. Da, a fost, a fost a <gânt> Am râs atunci, am râs la tot, am pus mâna pe telefon și v-am întrebat, domnule, da. ce se întâmplă? E clar, suntem în fața unui nou proiect. Asta este cel mai important. Noi, ca asociație și for organizator al competițiilor în întreg județul Suceava, îi așteptăm alături de noi pe toți cei care doresc să construiască. În momentul de față, cetatea 1932 o ia de la capăt și în același timp are acea dispensă pentru că ne dă posibilitatea, regulamentul și regulamentele vigoare ne dau această posibilitate în cazul în care, votată de adunarea generală, în cazul în care avem o solicitare de la un club nou înființat, dar care respectă într totul condițiile de participare la Liga 4, sunt niște condiții, să poată, să poată evolua direct în Liga 4. -a. Este un, un, lucru care s-a întâmplat și anul trecut. Dacă ne aducem aminte, și migura humorului, care din nou era o echipă înființată nouă și acum joacă în Liga 3. -a. De ce să nu vedem și cetatea anul acesta că începe și la anul să fie în Liga 3? -a. Am avea patru echipe la, la Liga 3 anul sezonul următor În condițiile în care niciuna din cele trei care sunt acum nu vor retrograda adică... Sau nu vor promova Asta, asta cu, <laughs> da, glumin, se ne la cu Da, nu cred că este cazul pentru că ca și proiectele văd destul de interesante, deja Folticeniu și Rădăuțu au experiență, humorul va căpăta această experiență în sezonul acesta, depinde de ce își dorește. Au o bază bună. Au o bază bună. Au o bază bună, cel puțin gura umorului, eu aș vedea mult mai bine pentru că ne uităm pe zona de munte, noi așa spunem zona de munte, și vedem că Călâmpă Lungu nu mai are echipă, Vatra Dorne nu are echipă, Pojorâta, care a fost la Liga 2, nu are echipă. Singura echipă din zonă sau singura echipe ar fi Frumosul și Iacobeniu, care au echipe la nivelul Ligia 4. -a. În rest, este un bazin bun pentru, pentru gura humorului să poată reuși să aducă către, către gura humorului, către sportul de performanță, cel puțin la nivelul de Ligia 3. -a. În, în același timp, cum spuneați, a debutat această ediție de campionat cu 12 echipe a, a, Aici să mă lămuriți cum... Anticipez, să... anticipez ce vreți să mă întrebați, dar da, vă bun. Atunci, dacă tot anticipați, vorbiți dumneavoastră da, Uitați, ca să vedeți că, că vă cunosc gândurile, anticipez faptul că vă veți întreba dacă cumva una din echipe se retrage sau vor fi anumite probleme Ce se va întâmpla cu campioana județului Play-off, play Nu Nu nu. Okay, avem, avem, și acest, acest, aspect doar în cazurile excepționale. Și cazurile excepționale ne întoarcem și am văzut acel COVID. Când, într-adevăr, am început un campionat cu mai puține echipe, nu s-a terminat campionatul, nu s-a terminat campionatul, pentru că a trebuit să-l întrerupem, și trebuia declarată o campioană. Și în acele momente nu știam cum să o declarăm și am făcut acel play-off play, play Ei, de la cea ediție am reușit și am introdus în regulamentul nostru că în cazul în care există un asemenea eveniment, de la început să fie play-off, play-out cu numărul de puncte. Ei, în momentul de față, regulamentele Federației Unii de Fotbal spun de regulă trebuie să desfășoare 22 de etape. De regulă. Noi, da. în momentul de față, avem cele 22 etape conform graficului cu cele 11 în tur, 11 retur. Dacă regulamentul spune de regulă, înseamnă că pot fi și 20. Pot fi și 17 și 18. Ceea ce, nu, ce mai putem lua în calcul, faptul că această echipă va participa și în Cupa României, care este tot etape și cred că va avea 4 sau 5 etape, vor intra într-un tur pentru că e o echipă nouă înființată, vor intra mult mai devreme decât echipele Liga 4 -a și cred eu că din turul 3, 4, 5, 6, 7, dacă ne gândim că o să ajungă în finală, vor mai avea meciuri de disputat. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, vreau să-i liniștesc pe toți că nu există nicio problemă. Dar eu vă întreb așa, adică am auzit anumite discuții, vă întreb, da dacă erau 10 echipe? Că doar atâtea erau, atâtea într condițiile. Ce făceam? Nu se mai Nu, nu, mai, nu mai declaram deci, o campioană. Nu. deci de regulă, spune, nu există o obligație totală. Responsabilitatea noastră a forului organizator, să știți că noi avem de pierdut, cei care organizăm și echipele. Pentru că una să-i dai o echipe, unei echipe 12-15 jucuri pe tur, respectiv retur și alta să-i dai 8 jocuri și să se ducă la un baraj de promovare. Pentru că nu e pregătit absolut deloc. Și vin mai departe și spun, ar fi mai bine să avem 16 echipe și 3 să se retragă? Adică lucrurile se pot duce în, în foarte multe Acum, direcții. Acum știm foarte bine... Domnule... Nu, că așa am avut anul trecut 16 da, echipe da. și trebuie să se Știm foarte bine domnule Ciprian Anton că din păcate unde vedem siguranță, sunt anumite criterii pe da. care le-ați menționat în momentul în care se înscrie o echipă, se depun funcție de ligă și niște garanții Da, adică le cere niște garanții. Sunt, sunt mai multe lucruri prin care forurile care organizează competiții au grijă să. Din păcate însă am văzut cu ochii mei echipă la liga a doua care s-a desfințat, s-a a, a, făcut implozie în timpul campionatului. Adică lucrurile astea, din păcate, se întâmplă din rațiuni financiare care nu sunt sub controlul organizatorilor exact, Exact, În același timp, a, aici, aici vreau să vă spun că în anul acesta am analizat, chiar am lăsat-o spre final și am dat, chiar întrebau la un dat când faceți sântarii, sântarii, pentru că am avut cu semnul întrebări aproape două săptămâni una din echipele Liga 4 în care noi nu aveam încredere că va începe și se va termina acel campionat Și am fost nevoiți să facem o analiză foarte, foarte și în urma solicitării clubului acestei Dream Team, care, surprinzător, ieri este, a, a câștigat cu 2 la 0 pe terenul Forestierului Frumos, o echipă bună a, a campionatului trecut. A, Dream Team a câștigat, Dream Team și a câștigat cu 2 la 0. I-am adus pe ei în Liga a 4 și zic eu că nu am făcut o legere greșită, pentru că se vor vedea și rezultate. Ei lucrează acum la baza lor sportivă din, din ipotești, au, au reușit și au făcut vestiare, va, va fi și o tribună. Sunt condițiile care trebuie respectate, pentru cel puțin în nivelul Ligii patra. Și de aceea am ținut să precizez și am anticipat ce vreți să mă întrebați, pentru că am auzit unele zvonuri. Nu, dar era, era se... o întrebare firească. Bineînțeles. Dar în momentul de față nu există o obligație minimă că dacă nu, nu se întâmplă absolut nimic. Noi, for organizator, noi dăm campioana. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Noi dăm campioana. Dacă acea campioană respectă ceea ce înseamnă certificat de identitate sportivă, Respectiv, documentele cu care se poate participa în acel baraj Vreau să vă spun că altele sunt nevoile viitoare Spre exemplu, trebuie la nivelul județului Ceava să avem un, un, un clasament al academilor se va, Și fotbal amator va trebui să meargă într-un circuit de academii Gândiți-vă că echipa de anul acesta, câștigătoarea Ligii a iv -a, și în același timp echipele de Liga 3 -a, treia, care trebuie de acum să se pregătească din sezonul următor, vor fi obligate să aibă 5 echipe de juniori. Deci, nu știu dacă, dacă, este cineva care să, să întrunească în momentul de față, cel puțin nici rădăuțul, nici fălticeniu, nici gura humorului. Noi, și poate, poate o spun în premieră la dumneavoastră și sigur e în premieră, săptămâna trecută am încheiat un, un, un protocol de colaborare cu Clubul Cetatea, cu privire la liceul progransportiv. Noi, noi liceul progransportiv. Liceu da, liceu ah, nu, nu știu când vorbiți ca președinte de efect, când da. Noi, noi am, am făcut un protocol de la colaborare, pe este permis. 10 copii de ai noștri au drept de joc la clubul de seniori. Este un model de la Liga a iii deja, care este implementat în România. 10 copii din grupa lui Andrei Ițco, pentru că, în același timp, avem și un antrenor în cadrul de la de la cetatea, este vorba de Andrei Ițco. 10 copii care pot oricând evolua cât pentru cetatea în orice meci și pentru noi. Le dă posibilitatea să folosiți și pentru liceul până la, Sfântirea urmă, juniori. până la urmă noi trebuie să noi trebuie să ne îngrijim să oferim cât mai multe meciuri bune, 100%. în special copiilor, să-i creștem, pentru că avem nevoie totuși. Fotbal, Dar credem să că pe piniera principală este și va rămâne liceul cu un sportiv din orice punct de vedere, indiferent de numele echipei, indiferent de cine este conducător, cine este antrenor, foarte, foarte important este să se bazeze și să vadă care e deschidere. Noi avem această deschidere, colegii noștri de la secția fotbal au această deschidere, eu ca și conducător la am deschidere și am, și am zis da, vrem pentru copii. Pentru că eu îmi doresc, dacă proiectul ăsta este așa cum, cum, cum îl văd și am văzut doar o, o singură pată de culoare, să spunem. În rest, majoritatea sunt foști jucători de ai noștri și jucători localnici. Îmi doresc ca, ca Suceava să aibă și copiii de la, de la Liceul Sportiv și copiii Sucevii să aibă posibilitatea să debuteze pentru echipele, pentru echipa Fanion, după care să-și aibă cursul vieții fără nicio problemă în cu cursul sportiv. Păi e foarte important că asta am avut cu cu oare ce intermitențe la un moment dat. Am avut, am avut niște probleme din punctul ăsta de vedere și pe ceea ce înseamnă felul în care a fost organizat clubul Fanion, până la urmă, clubul Sucevei și bineînțeles aceste sincope au dus la situația în care la ora actuală discutăm de un nou proiect la Suceava precedentul proiect, Foresta, s-a închis. Acum glumind puțin, sperăm că vom găsi, până vom ajunge cu acest proiect, vom găsi și noi un Dan Șucu, pentru că și ei au pornit de ne-au pornit, și să, să, găsim când ajungem în Liga 1 un Dan Șucu, care să preia inițiativa echipei, dacă ne aduce aminte, rapidul, cred că și din Liga 4 sau v a 5 a început, să se evolueze. Eu am prins în Liga 2 ca observator. Știu că au avut meciuri frumoase în Liga 3. Cert este că, în momentul de față, chiar și duminică, eu nu am fie fost. Câteodată ai nevoie să treci și prin asemenea da, uh, experiențe? E, e, e mult mai mai bine să vezi de unde pleci, să construiești, să știi ceva solid, să fie. Nu că celelalte nu au fost solid, gândiți-vă că celelalte echipe au fost așa. Una uh, Foresta a fost o continentală dacă nu ai ce amintea care era cu tot o echipă din Nițcani. Deci nu, nu, putem spune că Foresta a fost înființată sau desființată Și știți și acele lucruri care cei de la Folteceni sunt și ziua de azi știți că Foresta e doar una, cum este CSB-ul, Poate fi și foresta Socevei și foresta Deci Există și lucruri acestea. S-a mai vorbit și de și pe blestelul blestelul dreptate. forestei la un moment dat. Sau și, și pe bună dreptate, da, și pe bună dreptate. Până la urmă, a foresta a venit de la fost de fost Da, da știm Dacă ar fi bun. fost o identitate și a, chiar îmi place și jocul de cuvinte care l-au cei de la cetatea, este acel CSM. Că noi ne identificăm cu... CSM-ul, noi ca, ca și oraș cu CSM-ul au avut primele echipe cu culorile, culorile alb-albastru deci se duc și clubul de astăzi al cetatea se cheamă, are și acea cetate din 2009, 2007, 2008 dar și a CSM-ului că se cheamă Asociația Club Sportiv Municipal cetatea, adică are și acel CSM dacă se va Reuși ca acel CSM să vină înainte de cetate ar fi extraordinar pentru Suceava Cum e CSM Reșița, care din nou o știm tot, tot, din totdeauna Dar vom vedea cum, cum vor organiza cei care... Până la urmă, până la urmă numitorul comun este fotbalul Eu mă bucur că... Uh, Avem din nou fotbal Da. Uh, din păcate, Liga 4 patra, da Ok, ne asumăm acest lucru, pornim, de la, uh, pornim din, uh, din acest nivel am întrebat și m-ați lămurit cum, cum stăm pe ceea ce înseamnă număr de meciuri Eu mă bucur că oameni de afaceri au venit lângă echipă că administrația locală, cea viitoare, deja și-a manifestat interesul și atenția pentru această echipă ceea ce cred eu că este un lucru care mie îmi dă speranță și peste toate, după cum v-am mai mărturisit și în discuție privată, pe lângă un pilon important și anume viitoarea administrație, este și Dorin Goian, care eu îl percep ca fiind una din pietrele de temelie pe ceea ce înseamnă construcția unei echipe aici la Suceava. Da, se identifică cu fotbalul Suceava în Doringoian în orice moment, se identifică până nu va mai ieși un nou Doringoian. E clar că el este cel care toți ar trebui să, să, ne folosim în ghilimele de ceea ce poate el oferi, de experiență, de relaționare, de cunoștințe, de tot. Cred eu că este cel, cel mai nimerit. Dar în același timp ați ridicat puțin așa vin pe partea de AGF. Nu trebuie să spuneți că doar Liga 4. Liga 4 e frumoasă. Are, are frumusețile da. ei, știți, da, adică. Da. <laughs> nu mi-a luat în vedere, dar ați spus-o așa cumva uh, doar Liga 4. Uh, nu, dacă nu era foresta, uh, cred că o spuneați uh, mult mai altfel. Cetatea, cetatea 1932 <laughs> da? Uh, recolta fântânele. 8 la 0. 8-0, primul joc. 3-0 la pauză. Dacă meciul se termina la pauză, era mult mai mult. <laughs> dar, uh, nu vor, fi, vor fi și meciuri frumoase, de exemplu, ieri. Un meci destul de interesant, Juniorul Salcea cu, ce viitorul Liteni? 5 la 2. Juniorul Salcea, din nou. Vitorul Liteni bătaie, da? Adică deci, viitorul liten care de în ultimii ani ne-a participat și la barajul de promovare, a câștigat, n-a de, mers. Deci, de echipă de podium? Echipă de podium de fiecare da. dată. Juniorul Suceava au reușit și ei și au câștigat ieri. Vă spuneam, alaltă ieri, ei au jucat sâmbătă. Da, Sunt... Vă rog să mă iertați, domnul Anton, am, dar n-am -am intenționat da, nu, să eu doar am patra, nu am zis. da. Dar totuși, știți? Do, adică. uh, să știți că vor fi meciuri interesante, o să vedeți. Pentru că, da, într-adevăr, pe stadion în aren foarte... Pierde vreun meci pe aren, cetatea? În, în, campionatul acesta? Da. Eu zic că... Eu zic că nu. Eu zic că vor avea... Vor avea, vor, avea... meciuri grele. Dar se pune și egalul? Uh, Pai, păi nu, am zis. Dar să piardă? Da. Ok, eu zic că, că nu. Eu zic că se va întâmpla până la final. Eu zic că nu. Ok. Să okay. vedem cine câștigă. Tere <laughs> eu zic că voi câștiga, o să vedeți. Eu zic că, eu zic că nu pierde cetatea <laughs> niciun meci. O să-i programăm într-o etapă. <laughs> Puteți într -o face etapă. și de asta, nu? Păi da, Dacă o vrem, Da. Eu, eu zic că nu da, e, am, cel, am mare încredere Cel puțin pe stadion Dar știți care e problema? Pe aren nu. Poți să pierdă și trei Să câștige barajul Asta e mult mai important sunt, Da, Să fie pregătit sunt atunci când trebuie Sunt totul de acord Dar probabil că un obiectiv de ăsta doar nu pierde niciun meci S-ar putea să-i călească pentru Vor fi meciuri grele? Vă, vă zic și cu da, cine Că da. am mai discutat și eu cu oameni implicați Uh, ați menționat uh, Liteniu, Liteniu, ați menționat Junioru, Salcea. da. Și Juniorul Suceava. Uh, și Vedeți că o să dar Bradu Putna iarăși. Oh, păi nici nu se pune problema, mai ales că duminică deja inaugurează noua bază. Duminică au meci, meci acasă. Bradu Putna, care a câștigat cu 5 la 0 cu Dar gândiți-vă și o să vedeți, o să dați reloare la această emisiune și cei care zic să vedeți ce meci greu vor avea la Drăgușeni. La Drăgușeni în deplasare. Nu pe stadionul Sau aici returul zon. cu recolta fântânele. Sau returul cu recolta fântânele, nu. Eu zic de ce, pentru că sunt unele comunități, sunt unele localități care au specificul lor, terenul lor, vestialelor. Într-adevăr, pe Areni nu cred că va scăpa nimeni nu voi da o cifră de goluri de dar nu va scăpa bine, bine nimer foarte ușor. Doar poate uh, gen uh, juniorul Suceava care joacă cu niște copii. Și cu că și am, am pus o chestiune destul de complicată, tocmai cu șeful AGF-ului să blanseze o asemenea provocare. Adică dar nu că mi îmi place, eu sunt deschis, mi îmi da. place pentru că. Dar în da, timp, ceea ce spuneți dumneavoastră poate fi folosit împotriva dumneavoastră și mai bine de că De ce? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. pentru că toți sunt conștienți, toți sunt conștienți de forța și de ceea ce o poate oferi această echipă. Chiar discutăm. Cu, cu, toată lumea. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să-i facilităm cu ceva. Noi suntem organizatori, ei la anul pleacă de la noi. Într-adevăr, noi ne vom ocupa da, ca... te, ba da, trebuie să facilitați cum de altfel facilitați. Cum a făcut tuturor pentru echipele. echipelor. da. Uh, condiții cât mai bune de uh, Noi ne vom, asigura, noi ne vom asigura ca meciurile, derbile să fie nicio discuție la ele, să nu se interpreteze, pentru că să știți că și la fotbal, chiar dacă cetatea pleacă cu un avantaj, poate fi un, un moment în care uh, să fie o decizie uh, greșită și atunci se răstoarnă și nu mai poți să dai gol. Sunt multe lucruri, noi vom fi foarte atenți la lucrurile astea, dar într-adevăr, ca și perspectivă, ca și lot, ca ceea ce, ce, vrea să ofere, are prima șansă, dacă până acum... Antos, eu, eu mi aș dori am să... înțeles, antrenamentele sunt zilnice. Păi sunt zilnice și antrenamentele. Gândiți-vă că anul trecut, eu mi-aș dori să fiu un campion ca anul trecut, că în ultima etapă. S-a hotărât la gura humorului în meciul cu frumosul, cu scorul de 8 la 0 sau nu știu câte au bătut, că s-au uh, au mers în, uh, în baraj. Pentru, în rest... pe, de, de, pentru mine, mi-aș dori totuși un pic mai din timp această. Da, aveți concediu, aveți vreți să plecați? Da, bă, știți cum aș vrea să. rezolvăm și asta, dacă e nevoie. Spuneți ce dată doriți, nu. Noi trebuie să parcurgem pașii și să fim exact, deci chiar și campionatul. Încercăm să-l ducem exact în apropierea acelui baraj, pentru că e foarte important ca echipa să fie conectată și competiția să, să aibă posibilitatea, în momentul în care merg la acel baraj, să fie în formă maximă. Și de aceea vă spun, indiferent, ei poate vor reuși după. 12 etape, 14 etape, să zicem că dar nu cred că o să fie cazul. O să se ducă undeva, în ultimele 5-6 etape, cred eu că se poate spune la un moment dat, dar până atunci nu sub nicio formă, nu cred că se va ști. Gata, ei sunt cei care merg la baraj. Da, e da, om trăi și om vedea Bineînțeles Eu am asta ne dorim să trăim eu, și să eu vedem. Eu am alte așteptări, eu sunt mai mult suporter. iar dumneavoastră sunteți până eu, la urmă Eu sunt trei. Sunt și suporter și președinte și director. Adică cu toate trei și îmi doresc pentru Suceava, pentru că iubesc, iubesc fotbalul și după cum bine știți, de fiecare dată, orice proiect pentru fotbal, orice se întâmplă pentru sport, sunt primul care spun pentru, n-am să spun niciodată nu. De aceea, poate chiar dacă am trei directori al instituției în care mai trebuie este să fac o colaborare. O, o secundă, că înțeleg argumentația noastră. Mai este o echipă care și-a anunțat dorința de promovare? Mă gândeam că mă întrebați dacă mai este vreunul ca mine. Ah. Era, era, interesant. Nu avem, adică cetatea de lenstar, dar eu nu exclud Putna, care deja și-a făcut un lot foarte, foarte bun. Nu exclud Liteniu, care în ultimii ani a fost da, și da, de da, ce nu Junior Salcea. Liteniu a mai promovat, dar nu. Da, din punct de vedere financiar nu a reușit să țină această echipă uh, mai departe în Liga 3-a. Salcea este o echipă competitivă. Dar declarativ putem toți să ne dorim. Trebuie să și putem, da. nu? Ia uh, e vorba aia. E. Unde e putință, e și dorință. Unde e dorință, nu e putință. Ah, ok. Ah. Da, hai să luăm două, 3 trei minute de publicitate după care ne întoarcem iarăși la potință, la voință, la toate astea. Publicitatea revenim. Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina Sport Action, invitatul meu așadar, Ciprian Anton, președintea GF Ceava, de asemenea directorul al Liceul Program Sportiv. Uh, N-am epuizat subiectul cu Liga a patra sau aproape am atins în bună măsură că de a început și acest campionat avem însă în organizarea AGF-ului și Liga 5-a da. și sunt și competițiile de, de copii, copii și juniori, și juniori. Da. Chiar astăzi am lucrat și vom lucra la programul pentru ce înseamnă Liga 5-a pentru că le luăm așa în, în ordinea importanței, să spunem, la nivelul fotbalistic. În momentul de față avem 27 de echipe înscrise pe tabloul Ligia V, -a, ce este din nou un număr foarte, foarte mare. Și asta cum, tot așa, în două serii? Nu, vom face trei serii. Trei serii. serii de nouă echipe, pentru că chiar dacă sunt echipe care își doresc să joace, eu dacă vreau să vă spun și acum văd pe rețelele de socializare, ele le fac amicale, de când au terminat campionatul trecut, tot a trecut, toți se adună săptămâna și fac și amicale. Dar unii pot, unii nu pot. Trebuie să înțelegem să fie uniform să, pentru să, să aveți o medie. Exact. În momentul de față, la cele nouă etape, nouă echipe de fiecare serie, ne ducem pe Soria de Munte, de la Frasin încolo, cu echipele, pentru că nu sunt doar, nu sunt nouă de la Frasin încolo. S-ar putea să fie șapte, 6. Și ca principiu, de fiecare dată, echipele noi înființate lui chiar au venit, merg un an și sacrifică să merg către munte, ca să vadă și el să ia aerul să se să simtă miros, să, să, să vadă cum e. Și în același timp acum vom face două serii în zona Sucevei, una în zona Sucevei, una zona mergem către Rădăuți, Siret uh, și partea de la despre Burdujeni, cealaltă mergem cu zona către Fălticeni și zona de la Frasin în, în înspre înspre Vatra Dornei. Uh, avem în momentul de față 27, erau 30, am mai așteptat că vreau să fie de 10, vor avea 8 etape în retur, un tur, 8 etape în retur și în același timp, dacă vremea, dacă dorința, putem să ne adaptăm pe parcurs, pentru că uh, am vrea să le mai dăm încă un tur de campionat, spre exemplu la Liga 3 -a, să, să face lucrul ăsta, dar în același timp aș vrea să-i oblig, știți că este și lucrul ăla. Dom'le, fac tur, retur și încă un tur. Dom'le, dar echipele de pe locul întâi neapărat să vii la Liga 4. Adică, dacă nu, facem tur, retur și jucați amicale cât doriți voi. Adică nu avem nicio problemă. Dar cred eu că și regulile astea trebuie să aibă niște, niște părți finale. Gândiți-vă că de vreo 3, 4, 5, 6 ani de zile orice echipă promovează, ne vedem în posibilitatea de a merge mai departe pentru că nu are echipă de juniori, pentru că nu are condiții necesare, dar ei trag și pe bună dreptate nu poți să... Deci fotbalistic, înțeleg, sunt multe echipe care stau foarte bine, însă problema majoră intervine pe zona financiară și cea de copii. De copii, și nu neapărat doar financiară. Să știți că unii se descurcă pe, pe, pe lot, pentru că sunt copii, sunt jucători care joacă la nivelul de Liga 5 după care pleacă la muncă în, între anumite sesiuni. Da. Și atunci ei rămân fără efectiv și vă atrat doar ori oricând puteau să aibă. De aceea suntem nevoiți ca poate la începutul fiecărui sezon, să, să spunem, domnule, cine vrea să vină și respectă condițiile, vine direct în Liga 4. Și sunt echipe, cum ați văzut, și cetatea noastră, și Bradu Putna anul trecut împreună cu Gura Humorlic, că ambele au venit. Anul acesta, Siretul, din nou, pentru care condiții bune, împreună cu cetatea și cu Dream team -ul au venit în direct în Liga 4, a -a, noi le primim. Dar și Liga 5 a -a trebuie să o facem puțin mai atractivă și mă gândesc la lucrul acesta, pentru că e păcat, solicit să joci tur, retur sau să faci câte 15 echipe pe serie, adică să ai câte 14 jocuri, tur, 14 retur, dar când ajungi la final, ridici mâna și spui, domnule, dar eu nu pot să merg. Nu, trebuie adunați toți să înțeleagă că lucrurile nu trebuie să meargă așa. Vreți tur, retur și încă un tur, dar la final toți să fie. În urmă cu câțiva ani, am scos acum acea regulă, era zvoința care de fiecare dată câștiga și nu participa. S-au enervat oamenii la un moment dat și au zis, domnule, nu se mai poate. Și am găsit o soluție. I-am pus cu 10 puncte minus în campionatul următor. Știți care e paradoxul? Mm. Au câștigat și cu alea 10 puncte minus. Na, da. ca să vedeți poveștile, poveștile, frumoase ale, ale fotbalului județean. Și atunci va trebui să găsim o soluție în care, dar nu, ei nu, nu aveau condiții necesare și, și jucătorii erau mulțumiți Că, că la, la nivelul la care au pentru că într adevăr Liga 4 este un nivel mult mai ridicat. Din da. punct de vedere și organizatoric, dar și sportiv, păi și calitativ, că și calitativ în sunt momentul de față și calitativ în momentul de față 100%. Dar asta e de, de mai multă vreme și uh, am văzut, cred cu rare excepții, uh, campioana dată de Liga 4 -a din Suceava. Din județul Ceava era superioară multor. Sunt, multor, sunt, sunt în anumite cu, momente. Cu, cu, cu puține excepții. Puține, chiar puține excepții, dar de fiecare dată ne-am prezentat bine acolo unde am fost da. la, la baraj. Una dintre excepțiile care m-a durat, dacă nu greșesc, a fost cea a juniorului. Juniorul Suceava când a luat bătaie cu 1-0 în deplasare, a făcut 0-0 acasă da, și a luat bătaie la uh, Piatra unde, unde și-au și adus jucători. La Brusturi. La Brusturi, nu? Da, da. Da, acolo a fost, a fost excepția, cred că a fost anul în care juniorul putea să, să atindă maxim de atunci n-am mai reușit să meargă într-un. Dar fost a, și un context de asta, deci n am înțeles cum au reușit. Au avut jucători pe care posă. Da, de, luau de la Dar așa se întâmplă, așa se întâmplă. Sunt jucători care nu mai joacă, o era parcă că. E, vițelaro. erau jucători care. Merg doar duminica, joacă de plăcere și, și așa acum am înțeles că până la urmă la Putna, nu știu dacă s-au făcut, ar trebui să meargă Axinte, Mihai Roman să joace, Patache să, să joace, jucătorii de la Botoșan să joace la Putna, la, la Liga 4. Uh -huh. Să sperăm că va fi de bun augur pentru toată lumea. Da. V-am pus pe gânduri puțin Cu, cu bă, bă, pariul ăla care l-am pus Vedeți că am niște aturi Care nu le știți Da e, mai e, Merge înainte, nu e o problemă Mai vorbim 100. Da, în același timp Vor începe și competițiile de copii și juniori Aici aș vrea să, să spun un lucru Sper să, să se rezolve Faptul că arbitrii Arbitrii sunt Cei care avem de fiecare dată și care încep l avem acum pe Ghiță că nu știu câta oară. Îi spun, el e președinte Comisiei și de Arbitre, dar în același timp îi spun Ghiță, nu anul ăsta să facem meciul de retrare, mai mergi un an. Și de vreo 3-4 ani de zile tot așa o facem de fiecare dată. Mai da. mergi un an <laughs> pentru că este nevoie. Și avem nevoie. Ieri l-am sunat după, <laughs> după meci, e, nu știam, dar el a fost la juniorul Salcea cu Liteni. Da. Sunt derbi și trebuie să... Eu, îmi place că e o persoană asumată și sunt derbi și trebuie să mea. N-a pe cineva uh, și de ce n-a găsit? Pentru că Comisia Centrală a la Arbitrilor, la nivel național, 10 arbitri ne-au luat și au dat în alt județ la campionatele, na, jude, campionatele naționale de juniori. Noua structură a campionatelor naționale de juniori a făcut ca U17-U19 să nu mai joace sămbătă, să joace duminica. Și duminica este dezastru. Nu, deci dacă noi avem 35 de arbitri și 10 din ea, Comisia Centrală și îi trimite în altă parte și vă dați seama că e care au nevoie de Liga a treia, care pentru promovare, care sunt pregătiți, noi la județ ghiță rămâne și trebuie să facă trei meciuri într-o zi, poate la un moment dat, pentru că a început doar Liga 4, chiar m-a sunat și mi-a spus, domnul președinte, ce face? Mi-a luat 10 arbitri, eu mai am 20 și n-a început Liga 5. -a. Și gândește de că eu am nevoie de 18 doar la, la, Liga 4. 18 arbitri are nevoie de Liga 4. Deci sunt multe lucruri care vor, vor apărea și. Mă doare cap. Să <laughs> reiau? reiau. Nu, 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 mă doare capul eu, eu am vrut să o să, să că... acum anunțul ăla că se fac înscrieri Dar tot, tot timpul, <laughs> la arbitrii <laughs> se fac înscrieri tot timpul Trebuie să, trebuie să ai și puțin Să-ți placă puțin Noi ne-am dorit și prin cadrul liceului să găsim copiii Care fac și, și fotbal Și în același timp pot merge să câștigi un ban Duminica, sâmbăta Nu e, nu e așa simplu Și acum ne gândeam Cât mai câștigă acum un arbitru? Cred că are în jur de 200 de lei de joc. credeți ar trebui să știți. Noi fac eu calcule. că Eu vorbesc de joc. El da. poate să aibă 1, 2 sau 3 jocuri la un moment dat, nu? Da. Sâmbătă un joc, duminică un joc, depinde dacă e joc de copii, de copii, dacă e liga 4, da. a liga 5, e pe, pe categorii. Dar eu vreau să spun că ar trebui să înceapă și competițiile de juniori. Noi suntem obligați de regulament să organizăm 11, 12, 13, 14, 15 la nivel județean. Da? și gândiți-vă că și 17-19 dacă sunt cereri și gândiți-vă că vom avea nevoie de foarte mulți arbitri să-i putem delega la aceste jocuri și atunci atunci vom avea într-adevăr probleme bine că nu m-ați invitat peste 2-3 săptămâni să vă spun că nu s-a desfășurat jocul respectiv sau jocul celălalt din cauze care nu țin de neapărat de, de forul organizator deși și noi voi încerca împreună cu Comisia Județeană de Arbitri să ne implicăm din nou la un proiect pentru arbitri, pentru a atrage arbitri și cei care vin la început să-i dăm la meciurile de copii, dar în același timp și, că și aici este o problemă, și antrenorii, profesorii, antrenorii de la de copii să aibă înțelepciune, să aibă răbdare, să aibă uh, alte lucruri care este nevoie pentru că mai greșesc. Sunt, uh, sunt persoane, de ce să nu recunosc, care poate n-au practicat sportul și poate e mai dificil să înțeleagă uh, pune fluierul, pentru el nu contează. Ce a văzut, aia a dat, ce n-a văzut, nu a dat sunt multe lucruri care îi fac să, să se îndepărteze pe acești copii, adresarea unor profesori antrenori, comportamentul părinților care și eu vă zic că merg la anumite meciuri și văd și este un comportament da, da, uh. care nu are ce căuta, de ce să nu recunoaștem? Adică dacă la nivel de copii unde se re rezultatul se anulează, tu intri în teren să ceri dreptate, înseamnă că e prea mult. Da, mă ce spun? Adică sunt competiții 13-14 ani care rezultatul se anulează la final. Și cum tu la finalul jocului, chiar dacă a dat un, 11 metri sau un, o lovitură sau a greșit, tu te duci la final să-l cerți, să-l ameninți. Da, dar sunt ce o formă, nu poți să-l feliciți că a dat altceva decât a fost. Nu e vorba de felicitat, clar. Dar dumneavoastră ca părinte aveți toate cunoștințele necesare? Poate el a avut, are argumentele. Da, să vă dau un exemplu. În urmă cu două săptămâni, un meci la care am participat. Da, eu mă gândeam ce... acum că tot spuneați chestiunea asta. Da, într-adevăr, și arbitrii trebuie să crească, trebuie să înțelegem, trebuie să le creăm un climat cât se poate de serios din punctul ăsta de vedere, dar păstrând oarecum proporțiile, eu aș zice așa. eu te ajut pe tine dacă când pot. Eu întâi trebuie să mă asigur cu acei arbitri pe care am competițiile interne și după aia dacă pot să te ajut cu ceva, Îți dau și ție, Federație, sau. E obligație. Nu merge așa, nu? E, nu? Nu merge așa. De ce? Pentru că acești tineri, copii, da? Ei vor să facă pasul către Liga 3, Liga 2. Nu vrea să-i țin eu la județ. Și ei trebuie să fie, să aibă meciuri naționale. Da? Că dacă eu îi țin la județ, o să zic că ea rămâi la județ. Adică vin și arbitrii și spun, domnule președinte, eu aș vrea să stau la dumneavoastră. Că meciurile sunt mai tari, dintr-o anumită perspectivă. Dar dacă și Federația îmi spune, mă trimite, și eu nu mă duc o să așteptă o, o delegare la Liga 3-a, la Sfântul așteaptă, nu? Adică da, e și o chestie. Și asta e drept, că bă, dacă nu bă, trimite și nu-i călim și în alte exact, competiții ca să Exact, După aia nu-i iau nici eu. Numai aici hop-hop tot pe loc. -o ia am nu o să iau nici eu la un derby. ci da. Nu câștigă. De asta spun. Sunt multe, multe aspecte care trebuiesc. Eu am discutat cu, cu cineva din Comisia Centrală și ne-au promis că totuși meciurile de duminică le vor aduce. Cele care le-au mutat la campionate naționale să le aducă de nou sâmbătă. Că noi, noi am solicitat, ce sportiv a solicitat ca să joace sâmbătă. Dar sunt cluburi care sunt mulțumite așa să joace duminică, Și atunci avem niște probleme de genul ăsta în care sunt sigur că se vor rezolva la un moment dat. Dar așa cum a spus, prioritarii pentru noi Liga 4 -a, dar și copii și juniori. E clar. Și vreau să vă povestesc scurt știu că oricum a trece... rămas valabil, adică toate meciurile înregistrate. A rămas, mai... acum a, depinde de, de fiecare club. Noi la Liga 4 avem acel argument. Chiar am întrebat și la doamna Geana, dole. dacă nu filmez, ești de acord să ți dau o amendă? Da. Da o amendă, dar știți cum e E o chestie de respect, e o chestie bună pentru toți. Ne, ne promovăm mult mai ușor. Sunt echipe care respectă, sunt echipe care încă încearcă. Uită să, să, respecte. să, în, uită să mai respecte. Dar vreau să vă spun, vis-a-vis -vis de, de ceea ce înseamnă o decizie. A fost un meci liceu sportiv, cu LPS Petra Cu Cehlău Petra Neam. Nu, nu, cu LPS La început de, de campionat, scorul, eu am fost la acel meci, Under 13, s-anulează deci se joacă, under-13 elit, așa se cheamă e la nivel național, e pe toată Moldova. După joc, rezultatul nu se ține, nu există clasament. În același timp, în meciul respectiv, pe la 6-0, cam așa, un jucător de la uh, echipa din Piatra Neamț are un comportament. Nu știu ce fel de comportament, dar nesportiv în totalitate. N-am fost acolo, teren, dar știu, știu exact și am văzut și, și fals. Arbitrii din Suceava, pentru că la meciul de genul ăsta, nu mai aduci din altă parte. Cheltuielile sunt mari, dar la nivelul în care ne spune rezultatul, erau doi arbitri din, din, Suceava. Nu poate fi, pot fi acuzați că nu i-a dat sau... A scos cartonașul roșu de la un copil de 13 ani. Cartonașul roșu. A plecat, ăla dădea de mâini, ăla micul dădea de mâini, că nu e adevărat, mai mai să sară la, la gâtul lui, lui cel mare. L-a luat antrenorul, nu știu ce. La final, deci scorul s-a mai dus la 9-0, la final, Părinții de la Piatra s-au coborât la arbitru se i ceară să o coteală. Și arbitru le-a spus, a scuipat. Dacă la 13 ani, că nu e adevărat, copilul a zis că nu e adevărat. Bă, dar da, chiar, chiar nu să mai, nu mai avem încredere în, în ceea ce se, se spune. Deci a fost un comportament. Eu nu am văzut uh, tot, dar am văzut într-adevăr că a fost o reacție a copilului față de, de un alt jucător, nu de arbitru. Că arbitrul a văzut, dar a văzut. Nu trebuie să acceptăm lucrurile astea. Și asta, asta vă întreb: să spuneați? Bun, tu, ca părinte, cu ce drept să te duci să-l cerți, și eu, după aia, etapa următoare nu mai am. Dom'le, dar, fi și mă ceartă părinții când nu mai dau și nu mai dau nimic. de ce? La acel scor. Ați înțeles? Ca și paranteză la, la ceea ce se întâmplă cu comportamentul nostru vis-a-vis -vis de arbitri. Și eu, credeți-mă, că am, am ceva meciuri la Liga da. a doua. Ha. Nu, ca da. și observator și le văd. Și să știți că eu tot timpul zic. Le zic și la, la, colegii mei de la, de la catedră. Respectă decizia arbitrului. Nu se mai întoarce. Ba mai mult, se poate întoarce împotriva ta la 3-4 faze mai încolo. Niciodată n-am văzut, decât cu varul, o decizie. De, doar că, de când a apărut varul. Dar în lumea asta n-am văzut niciodată că tu comentezi, tu aduci în jurii tu și se întoarcă. Da, ai, ai dreptate. Niciodată. Așa suntem noi ca oameni, nu? Într-adevăr, după apariția Varului, am văzut decizii, decizii întoarse Deci doar de atunci la, da, Dar noi de la, la nivelul de. Ligia 4, Ligia a 2 Ligia a 3 ligia, Copii și juniori. Arbitru dacă a fluierat, mai este și chestia aia. Mă fac de râs dacă mai Dacă totuși omul are dreptate și eu revin Mă fac de râs, cred că fiecare dintre noi Se gândește la un moment dat Și atunci, explic tuturor e o decizie, haideți să o respectăm și așa vom crește, așa vor veni și mai mulți da. dar în același timp cel puțin eu am mai spus la una de mă bucur că anul trecut nu am avut evenimente știți acel da proiect al important. meu violența da. nu-ți nu ajută echipa favorită nu am avut evenimente din prisma lovirii arbitelor injurii mai sunt așa cât decât admolestării multe lucruri care se petreceau și pe această cale mai Mulțumesc odată membrilor afiliați, tuturor cluburilor din, din Județul Suceava că au înțeles e și foarte, sper să e respecte. E important pentru că violența nu are ce căuta pe stadion. Și eu sper aia. să respecte în continuare pentru și că pe la teren. Urm, pe teren mai ales e, e cel mai important. Și sper să respecte pentru că cu toții avem nevoie de liniște și. Avem juc. nevoie de fotbal, în primul rând. Iar aceste lucruri nu fac decât să perturbe acest fenomen. Și e cu din păcate ce să mai la dal la vale. Uh, Spuneți-mi vă rog frumos uh, Practic uh, Acum Liga a patra a început A debutat la fine de uh, Da, nu, pe 1, la 1 septembrie, început, pe, pe 1 septembrie 1 La început de septembrie început. Uh, Cum ne ducem uh, Vom avea nouă etape uh, 11 etape din tur Și în cazul vremii favorabile Așa sperăm noi, ea undeva pe noiembrie, începutul lunii. Dacă noiembrie. întotdeauna știm foarte bine, vine iarna, martie cam destul de... noi, noi, cel puțin pe zona asta noastră, erau perioade, nu mai știu, de, de prin noiembrie până prin martie, bă, în urmă cu ani de zile, terenurile erau... Da, greu de... în momentul de față s-a schimbat s -a cam clima schimbat. Da. și știu, clima, în, cazul, peri... în cazul în care vom avea posibilitatea ne mai ducem cu două sau trei etape, dar vom avea da, deci decizie... cât avem vreme bună, exact. la nivel juca. de logică, cât avem vreme bună vom juca. Da, dar nici nu ne vom duce cu 5-6 etape, pentru că în retur să ne rămână 6 etape și să începem campionatul în mai, ca să ne ducem până în iunie. A. Deci noi stabilim din punct de vedere organizatoric și faptul că, bă, Martie e o, o lună de sacrificiu, că pot să mai vină o zăpadă să nu să mai vină. Ne ducem undeva mijlocul cea mai complicată lună din punctul ăsta de vedere? Eu, din martie, punctul meu nu? de vedere, martie, da, pentru că da. nu poți să încep campionatul la Liga 4 în februarie, sub nicio formă, dar de fiecare dată noi îl începeam în martie. Că este în prima săptămână din martie, vrem 6, 7, 8, 9 sau 10, că este a doua săptămână. Dar, în momentul de față, dacă vom reuși să facem două etape din tur sau trei etape, am putea începe pe sfârșitul lui martie, ca să lăsăm. Și terenul să respire și zăpada să așeze, Și atunci e mult mai simplu să pentru toți Să dea bunul Dumnezeu să avem zăpadă Să dea Dumnezeu și să avem bun. și zăpadă Dar da. noi o gândim, dar gândiți-vă Când s-ar putea să programăm etapa a treia Că s-au întâmplat lucruri genul ăsta Etapa <laughs> deci a treia N-am avut iarnă, pardon, n-am avut zăpadă toată iarna Așa și exact în N-am avut duminica. zăpadă nici în prima etapă <laughs> Și nu? duminica când se meciul, meciu Pac, din soare, telefoane, fotografii Ce facem? Iarăși, mulți nu cunosc uh, într-un totul regulamentul. Deci, nici președintele AGF, nici domnul moderator, nici oricine nu poate, nici domnul arbitru, nu poate lua o decizie decât la terenul de joc, nu prin telefon. În momentul în care mingea nu sare pe o suprafață, de... și, sunt anumite da. reguli. Degeaba sunăm și ne speriem de, da, uneori și ne speriem de zăpadă, știți exact, cu cauciucurile, așa da. și la fotbal. Trebuie să schimb cauciucurile. Când dă prima zăpadă, toți suntem la cauciucuri, nu în timp. Ei, și au fost momente în care unii s-au organizat exemplar și au dat zăpada pentru că și-au dorit, alții au așteptat să vadă cât mai ninge, dacă se așează și poate dacă, să, dacă poate, poate stopește până, da. până la ora jocului. Da, e, e așa ca să zicem o întrebare pentru că bă, ne interesează poate mai mult ca niciodată ediția din, ediția acesta, din acest a an. a patra. interesant uh, să fim în lumina reflectoarelor. Da, da, e un. Putem face e un săptămânal, start. dacă doriți, putem face săptămânal uh, analiza jocurilor de liga. <laughs> nu, no, totuși, slavă Domnului, mai avem și alte ah, echipe. Avem echipe okay. la Liga 3, care îți trebuie să da, Bine, și avem, avem și Hambelos, 5 și e băieți. bine, Băieții la Ruigbi, știți foarte bine că o dată pe an, dacă nu cumva de mai multe ori, ne obligă cu prin prisma rezultatelor să-i să da, chemăm da. aici. Nu mai spun la alte ramuri sportive care au adus atâta performanță și atâta bucurie pentru noi. Mai avem vreo 4 minute la dispoziție, n-am discutat nimic până acum despre liceul program sportiv, dar săptămâna viitoare. Cealaltă viitoare. Nu, nu, nu asta pe vine vremea GOE. Vine GOE, cealaltă nu, 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 viitoare. Avem începerea anului școlar. Da, da, deschiderea anului școlar, acolo unde. Cu da, așa peste închidere de anul trecut vă declarați mulțumit? Din punct de vedere sportiv, da, din punct de vedere sportiv a fost cel mai bun an al liceului Curan sportiv noi ne uităm și vedem clasarea la, la nivelul național în fiecare disciplină chiar împreună cu colegii mei, toți, toți suntem de acord că a fost cel mai bun an sportiv cu medalii la aur, de aur la rugby, cu campioni la handball cu titluri și participare la toate turneile finale, 1, 2, 3, 4 la juniori, și masculin și feminin participare la toate, la volei participare la turneul final, la fotbal în etapele superioare participare, atletism, campion național, lupte, campion național, deci toate, toate disciplinele și-au îndeplinit obiectivele, proprii, nu stabilite de, de pentru că aici este un lucru foarte foarte important și trebuie amintit faptul că fiecare profesor, antrenor de la Liceul Sportiv stabilește obiectivele. Chiar dacă și noi venim cu obiectivele, noi managerial vorbind, noi trebuie să le aducem, să le creăm condiții. Nu trebuie să ne intereseze altceva decât crearea de condiții, adică să aibă bani pentru deplasare, să aibă bani pentru masă Să aibă bani pentru arbitraj acasă Să aibă salvarea la dispoziție Care toate sunt costuri Aici dacă tu le oferi Eu asta am observat în ultimii 2 ani de zile Dacă încerci și au o liniște Au liniște din acest punct de vedere Imposibil să nu apară rezultate Credeți-mă ce spun Că rezultatele apar dacă este liniște financiară Indiferent de cine și ce spune Liniștea financiară nu e exagerată Liniștea financiară care este ceva normal. A spus liniște financiară. Nu, nu, adică nu se gândească, da, gândească, da, să se gândească că cine, 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 știe ce. Uh, cu bucurie o spun, am și o să încerc săptămâna aceasta să promovăm când vă putea, faptul că Ionela și Marius Cuzmiuc vor fi prezinți la deschiderea anului școlar uh, de la Liceul Grunas Sportiv. Deci, nu știu dacă vom avea port drapelul, Liceul Curan Sportiv, pentru că ei au fost cei care au, au dus anul acesta la Paris. E prima, primul cuplu, soție care face lucrul acesta. Ionela chiar a fost amuzant. weekendul trecut am fost plecat la București, am văzut și acel meciuc care spuneați dumneavoastră: Linț cu FCSB, și prin plimbările FCSB. FCSB-ul, da, FCSB, și prin, prin timpul liber, recreierea care se spunem așa, într-un magazin de shopping. Văd două persoane cunoscute imaginii mele și ei se uită la mine. Ne-am mai văzut în urmă cu trei ani de zile când au fost cetățeni făcuți, cetățeni de onoare ai municipiului Suceava când au câștigat și dat trecut. De atunci nu prea ne-am mai, ne mai văzut, ei da. sunt plecați tot timpul. Dar vorbisem cu ei telefonic despre această intenție a mea și de această solutare, dar stai tot timpul așa cum... Un lucru, dacă apare ceva, dacă nu reușește, ei și am profitat, așa m am uitat, așa am zis gata, acum trebuie să mă duc să vorbesc și am profitat de faptul că erau amândoi acolo. Ionela era venită din Canada, de unde a câștigat titlul mondial, și mi-au reconfirmat dacă mai era nevoie pentru a 100 oară că vor fi prezenți. Dar, că fapt, știu insistent. Dar, da, să nu de Nu, dar știți, încerci să faci un eveniment. În adevărat, tot sensul al cuvântului și cred eu că vrem să facem acest eveniment la Liceul Sportiv. Este o onoare pentru noi să avem pe acești campioni olimpici și chiar mă întreba cineva, bun, care e ideea, ce vrei să faci, de ce îți dorești? Eu mă gândeam așa că poate, poate îi fac și pe ei, pentru că au terminat educație fizică, poate îi fac să înțeleagă că, că mai, mai ales că vor să se retragă, poate le nu așa un interes de a fi profesori și de ce nu, poate și eu pot veni, cu cuvântul ăsta pot, cred că o să o să ștergem din emisiune, o să vedem exact. <laughs> dăm jos jumătate de emisiune. Da, vedeți jumătate de emisiune, Poate reușim să facem și la Suceava. Liceul Curan Sportiv ar putea fi, avea o secție de canotaj. Chiar dacă nu are baza, că la fel și natația nu am, -am, bazin, la fel poate și luptele, nu am sală de lupte, nu? La fel și rugby, dar am un teren și, și nu-l am. Poate reușim și prin intermediul lor, prin Agenția Națională pentru Sport, pentru Că sunt, din ce discutam, mare parte sunt de aici. De ce să nu îi găsim noi aici, să-i să punem pe ei la treabă, mai ales că să le trag să-i găsească pe noi campioni olimpice sau mondiale? Asta asta este unul dintre obiectivele. În momentul în care voi sta la ei, cu ei la o discuție în, în birou și, vom schimba dacă e posibil. și vă schimba acele trei Și văd dacă e posibil și de ce nu să se intereseze și ei de posibil ar fi posibil. Ține de o parte a Ministerului nostru în care va trebui să, să acționăm, dar eu nu este singura disciplină care îmi doresc. Eu îmi doresc pentru că am foarte mult solicitări la basket. În ultima perioadă, foarte mulți își doresc basket la, 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 la Liceu. Canotajul, cum vă, vă canotaj, canotajul să fie și ea una din discipline. De ce nu? Judo. Sunt multe, multe lucruri care am putea să le aducem. Important e să avem voință. Mai spus că aia am închis-o data trecută? Când de putut și așa putem. Că putem și partea a doua. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența mea. trecut repede, nu știu de ce. Ei, așa, e la. Am mine. lipsit mult da. din weekend de acasă, cred că și am vorbit. Da, da, da. da am da. vorbit cu nimeni. Da, mulțumesc mult de, de invitație. îi aștept pe, pe cei care vor să-i vadă pe, pe soții Cosmiuc la deschiderea anului școlar, pe cei care vor să facă fotografii, mă refer aici la tinerii care își doresc să facă ceva cu sportul în viață și, și vor avea un exemplu. Și vor avea un exemplu pentru noi. V-am zis apun. că eu și acum ai așa o senzație destul de, de, de ciudată, așa de, de apăsătoare, de na, stai lângă ei e ceva frumos, e ceva extraordinar oricum, orice ce s-a spune, nu doar o fotografie, să stai de vorbă și să, să împărtășești anumite lucruri, este ceva extraordinar, mai ales când, când când vezi prin ce sacrificii și prin ce lucruri trec pentru a ajunge acolo, Cu noi nu ne dăm seama noi vedem uh, rezultatul final uh, cât, 3 minute 20, 1 minute 20 când imnul, gata, Pa pa pac două zile fotografii, uh, flori îi așteptăm pe aeroport și fiecare dar ei încep, lasă o săptămână și după aia încep din nou, este foarte, foarte dificil câteodată nici anul. Săptămâna aia, Iar mă uitam vara asta, căldură, caniculă, mă relaxam și eu la bazinele strandului din Fălticeni și m-am uitat, copiii au început antrenamentul. Total, total, dar și copiii de la celelalte discipline. Și fotbalul, și voleiul, și. Cam, să să handball, ne înțelegem cam, cam cum e. Când discutăm de sacrifici. Eu vă mulțumesc pentru mulțumesc Misiunea misiune. Am epuizat timpul alocat. A fost așadar Ciprian Anton, președinte AGF și totodată director al Liceului program sportiv. Eu sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul întâlnirii toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.